Subprefectul județului Suceava, Daniel Prorociuc, a anunțat că de marți, 19 ianuarie, a început recepția pachetelor de igienă din cadrul programului operațional Ajutorarea persoanelor dezavantajate. Daniel Prorociuc a subliniat faptul că Suceava este primul județ din țară pentru care s-a început repartiția pachetelor de igienă. Județului Suceava i-au fost alocate 60.922 de pachete. Pachetele de igienă conțin 5 periuțe de dinți, pastă de dinți, săpun lichid, șampon pentru copii, șampon pentru adulți și detergent de rufe. Subprefectul a arătat că marți au fost recepționate 20.241 de pachete de igienă, adică 33,2% din total, în localitățile Suceava, Șcheia, Adâncata, Hânțești, Zvoriștea, Zamostea, Grămești, Mitocu Dragomirnei, Pătrăuți, Dărmănești, Șerbăuți, Calafindești, Grănicești, Mălini, Slatina, Valea Moldovei, Stulpicani, Ostra, Dornești, Rădăuți, Horodnic de Sus, Marginea, Voitinel, Vicovu de Jos, Putnea, Frătăuții Noi, Frătăuții Vechi, Bilca, Vicovu de Sus, Straja, Ulma și Brodina. Astăzi continuăm recepția materialelor din proiectul POAD. Până acum, la nivelul județului Suceava, au fost alocate un număr de 60.944 de colete. Deja am recepționat în cursul zilei de ieri aproximativ 20.000 de colete, urmând ca astăzi să recepționăm cealaltă tranșă de aproape încă 20.000. După cum vedeți, astăzi suntem la politicieni unde descărcăm aceste colete de ajutoare finanțate către Uniunea Europeană prin cadrul Ministerului Fondurilor Europene în cadrul proiectului POAD, Program de Ajutor la Persoanele Defavorizate. Aceste colete conțin pachete de igienă și sunt destinate beneficiarilor, beneficiari stabiliți prin OUG 84 din 2020, în special în speță persoanele beneficiare de venit minim garantat, precum și persoanele beneficiare de alocație pentru susținerea familiei.